tot șefa, dar a venit un ros. Am visat la momentul ăsta încă de când ai plecat. Deși în visul meu sunt măritată cu Chris Evans ca centaur, dar asta e mai bine pentru că e real. Ciudat e că l-am întâlnit pe Chris Evans și îi place să numere bătând din picior. N-ar trebui să fii la Milano cu noua ta linie de haine? Ba da, dar îmi lipseai și am zburat aici ca să-ți fac o surpriză. Ai reușit! Nu-i ușor să vii pe furiș cu un elicopter? Da, trebuie să-l pui pe pilot să parcheze foarte departe. Am stricat petrecerea lui Obama înainte să aflu asta. Păi, ai venit la timp pentru micul dejun. Oh, nu! Ai venit tocmai la micul dejun. Trebuie să schimbi meniul. Chef Jeff, Cod Blood, e mai aici pentru asta ne-am antrenat! Deci, tu ești Emma Ross. Am auzit multe despre tine. Ah, sunt sigură că tot ce s-a spus e doar o exagerare. Probabil. Adică, ce fată normală are insula ei? Exact. Minciuni. Dețin 3. Nu, 4. Scuze, mereu uit de cea mică. Emma, cât ești aici, trebuie să stai cu mine și Ava. Vechea noastră colegă, Gwen, nu a ajuns vara asta, deci avem liber. Va fi ca pe vremuri. Absolut. Acum asta e cabana marmotă? Oh, n-ai auzit? Cabanele făcute de voi au fost, cum să spun eu cât mai delicat, ghițite de groapa fără fund pe care a fost făcută tabera asta. Ah, casă dulce casă. Deci, după distrugere, Lou a mutat marmotele într-o cabană goală. Dar cabana aia e încă goală, nu? Nu, aia e cabana Grizzly, iar noi suntem mândri locatari. Eu sunt Noah și sunt actor. Mă bucur să te cunosc, Noah. Dar stai, Lou lasă oamenii să stea în cabana aia chiar și cu fantoma? Fantoma? Da, e bântuită de un băiat care a dispărut de acolo de mult. Un băiat dispărut? Dar am stat acolo anul trecut. Cum de nu ne-a spus atunci nimeni că e bântuită? N-ai văzut avertismentul de pe lateral? A fost acoperit de tufișuri. Ah, credeam că nu poate crește nimic pe pământul ăsta. Nu intrați, fantomă băiat. Nu s-au gândit să pună asta pe ușă? Legenda spune că n-au mai găsit de la el decât tricoul lui negru cu Kikiwaka. Auzeau chestii ciudate și miroseau chestii și mai ciudate în interior. Se spune că el încă bântuie cabana, căutând copii noi care să-i se alăture. În fine, mă bucur că v-am văzut. Oh, și Mateo, ai ceva chiar aici. A observat noul mob de muci. Bine, asta clar nu se mai zice.